Am onoarea să vă salut, dragi prieteni, sunt Cristian Român și trebuie să mă plâng. De 3 zile am probleme grave cu internetul. Nu problema cu internetul vreau să enunț, și faptul că n-am putut să ilustrez mai bine această emisiune. Îmi stabilisem deja tematica, studiasem lucrurile, dar știți dumneavoastră, trebuie să o ilustrăm, pentru că afirmațiile, susținerele pe care le facem în această emisiune, trebuie să le ilustrăm cumva. Din păcate, iarăși sunt nevoit să revin în lumea academică. Nu prea face obiectul emisiunii noastre decât rare ori tema aceasta care ține de comunitatea academică, mai ales cea din România. Dar știți și dumneavoastră, deja subiectul, aș îndrăzni să zic că este oarecum răsuflat. Din nou a apărut un scandal politic, dar care ține de fapt de o problemă academică. Știți deja despre ce este vorba. Acuzația de plagiat adusă prim-ministrului României, domnul Ponta. Sunt mai multe lucruri pe care aș vrea să le remarc legat de acest nou scandal politic. De fapt, este o problemă academică foarte gravă la noi în România, așa cum veți vedea în cele ce urmează. Problema prima pe care mi-am pus-o a fost atitudinea față de revista Natura. Așa îi spunea domnul Ponta revistei Nature, Natura. Traducere în românește a titlului faimoasei reviste de știință. Domnul Ponta și cei care îl apără pe domnul Ponta încearcă să, cum să zic eu, să spună că o revistă de mică importanță, unul dintre apărătorii domnului Ponta, chiar făcea o afirmație de-a dreptul surprinzătoare, aș zice. E o revistă care are o tiraj numai 53.000 de exemplare. Nu și-a continuat exprimarea să compare de pildă cu tirajul faimoasei publicații de renume mondial, Libertatea. Gazeta noastră tabloidă. Bineînțeles, dacă vom raporta numărul de tiraje, numărul de exemplare tipărite ale revistei Nature cu cele ale revistei Libertatea sau al altor tabloide de pe această planetă, ar părea că revista Nature este nesemnificativă. De fapt, v-am povestit eu cu multă vreme în urmă, am avut o dispută la un moment dat cu un nene care vrea Musa să publice în revista Știință și Tehnică un articol despre homeopatie. Și i-am transmis câteva reguli vis-a-vis de cum se stabilește adevărul în medicină și câteva articole din faimoasa revistă Nature. Omul imediat, în loc să-mi răspundă, mă rog, a avut câteva remarci corect din punct de vedere gramatical, dar care țineau de zona suburbană a exprimării cuvintelor în limba română, mi-a mai făcut o remarcă: păi ce trafic are revista Nature, nene? Adică, iarăși, ce contează dacă nu are trafic? Ideea este că poate multă lume consideră că importanța unei reviste ține de tiraj. Nu. Revista Science, într-adevăr, să afirm că este printre primele trei reviste importante de știință de pe această planetă. Domnul Ponta mai spunea ceva, că zona de care se ocupă revista Natura ar fi cumva păsările, chestii care sunt în natură. Omul nu știa deloc ce înseamnă revista Nature. Revista Nature se ocupă de o gamă largă de subiecte, biologie, medicină, astrofizică, fizică, multe. Într-adevăr, se ocupă de probleme legate de drept. Dar această revistă care apare săptămânal, adesea are în prima parte ei lucruri care se leagă de cercetarea științifică în general și de comportamentul corect în ceea ce privește cercetarea științifică. În alte emisiuni chiar v-am prezentat din revista Nature extrase legat chiar de subiectul acesta al plagiatului. Faptul că numărul de lucrări plagiate a crescut de 10 ori în ultimii 10 ani. De fapt, așa cum vă spuneam și atunci, nu plagiatul a crescut, ci detectarea lui. Scăpa nedetectat înaintea erei informatici. Acum, foarte ușor poate fi identificat plagiatul. Dar să revenim la domnul Ponta, pentru că el reprezintă subiectul.
Eu nu-l acuz pe domnul Ponta de plagiat. Îndrăznesc să afirm că domnul Ponta nu a plagiat. Domnul Ponta, așa cum declara domnia sa, a respectat normele de redactare a unei teze de doctorat. Norme stabilite, bănuiesc eu, la Facultatea de Drept. N-am reușit să depistez normele alea, să le găsesc. Bănuiesc că între timp s-o fi și schimbat. Din anul 2003 până acum a trecut ceva vreme, poate normele s-au schimbat. Dar am văzut în multe locuri norme de redactare pentru lucrări de licență, pentru... Aș fi vrut să vi le arăt pe ecran, dar nu mi-a mers netul. Se preciza acolo, nene, ce corp de literă trebuie să aibă capitolul, subcapitolul, la ce distanță trebuie să înceapă paragraful, prima linie a paragrafului, dacă se lasă sau nu spații între paragrafe și așa mai departe. Într-un singur loc am găsit o referire la felul în care trebuie citat. La Academia Militară, nu știu cum îi zice acum, Universitatea Națională de Apărare, nu mai știu cum îi zice, mă rog. Deci la Academia Militară erau precizate acolo reguli în ceea ce privește citarea. Acum, iarăși regret că nu vă pot ilustra pe ecran, dar lucrările domnului Ponta și comparația o găsiți pe net, s-a făcut foarte multă vâlvă în jurul acestui aspect. Repet, nu vreau să intru în tot soiul de teorii ale conspirației, în tot soiul de dezbateri politice, mă interesează mai puțin. Pe mine mă interesează un singur lucru. Este foarte grav dacă domnul Ponta are dreptate și normele Universității, Facultății de Drept a Universității din București, nu impun reguli clare de citare. De ce? Pentru că dacă vă uitați pe lucrarea domnului Ponta și o găsiți în extensul, e pusă deja pe internet, oricât v-ați forța, oricât v-ați cărpina așa, în fel și chip, orice... Poate doar să apelați la vreun șaman sau la vreun astrolog să puteți deosebi textul domnului Ponta, contribuția sa în lucrare și lucrările citate. Domnia se spune că sunt puse la bibliografie. Într-adevăr, există o bibliografie la sfârșit. Ei și de unde știe cititorul care este contribuția autorului, a domnului Ponta, și care este contribuția surselor bibliografice? Nu se exclude într-o lucrare științifică și nici într-o teză de doctorat citare să folosești surse de documentare, oricare ar fi ele, dacă se încadrează în domeniul respectiv. Numai că textul tău propriu, contribuția ta, cuvintele pe care, sau eu știu, lucrurile pe care le-ai gândit tu, dar chiar ca autor ești interesat să le scoți în evidență în raport cu acele cuvinte care au fost scrise, rostite, enunțate de alții. Textul domnului Ponta, dacă nu ar fi sublinierele acelea făcute de o mână, unii zic că o conspirație întreagă în spatele acestei chestii, deci dacă n-ai vedea acele sublinieri, n-ai ști. Ai rămâne cu impresia că omul a citit toate lucrările alea și a compus așa un text, a venit și cu contribuțiile. Nu, citatele trebuie să fie scoase în evidență. Bănuiesc că de ghilimele se știe de foarte multă vreme, nu mai încoace așa după 2003. Eu am văzut mai multe ghiduri, și iarăși îmi pare rău că nu pot să vi le ilustrez, în diferite colțuri ale lumii. În toate se subliniază importanța citării corecte. Nu vreau să intru în subtilități aici, pentru că să știți că nu există numai plagiat, există și autoplagiat. Adică să ții fragmente întregi din alte lucrări ale tale, să le pui într-o lucrare nouă. Ei bine, și acelea trebuie scoase în evidență. Mă rog, aici ar trebui, e subtilitate, da? E subtil. Dar nu trebuie să văd în textul pe care vi-l prezint dumneavoastră ce e contribuția mea, ce e contribuția altora. Felul în care se face citarea e variază, sunt fel și chip. Dar ghilimelele trebuie să existe și trebuie după ghilimele, fie se face trimitere către subsol și acolo se trece autorul, de fapt numai numele autorului, lucrarea din care se citează și pagina din care a fost luat citatul respectiv. Deci trebuie precizate coordonatele exacte ale fragmentului pe care l-ai citat. Deci uneori se trimite la subsol, alteori continuă cu o paranteză citatul, continuă cu o paranteză în care sunt precizate cam aceleași elemente. Am înțeles că există foarte multe variante. Cineva la un moment dat vorbea de vreo 15 feluri în care
pot fi evidențiate citatele, dar ghilimelele există în toate variantele. Și trimiterea către coordonate precise ale citării trebuie să existe. De ce facultatea de drept nu a impus asemenea norme? Pentru mine este un mister. Ba, chiar îndrăznesc. Nu. Nu îndrăznesc nimica. Nici nu vreau să bănuiesc ceva. Pentru că, vedeți dumneavoastră, parcă mai este cineva acuzat de aceeași chestie, dar mă rog, fiind o vâlvă mai degrabă politică decât una academică, nu se spune, parcă și doamna Covesi avea aceeași problemă. Am văzut fragmente și din teza domniei sale de doctorat și nu chiar în toate locurile, dar de multe ori apărea aceeași problemă. Era citată o lucrare fără să existe ghilimelele și fără să existe trimitere la acea lucrare. Deci cumva în lumea aceasta a științei dreptului a cita a științei dreptului din România, a cita corect o lucrare contează prea puțin. Mi se pare extrem de grav, pentru că ilustrează cumva o mentalitate. De altfel, tot pe la Facultatea de Drept, dacă țineți dumneavoastră minte, v-am dat fragmente ample dintr-o lucrare de criminologie. O doamnă termina un curs de criminologie și a simțit să nevoia, mă rog, era obligația să elaboreze o mică lucrare științifică, un mic eseu științific, care era dedicat utilizării astrologiei în criminologie. Cam ăsta e nivelul științific. Bine, mi se spune că nu, dreptul nu este chiar așa o știință, cum spunea și domnul Ponta, nu este chiar așa, cum ar fi fizica, chimia, biologia, alte alea. Dar regulile privitoare la citare rămân neschimbate indiferent de domeniul pe care îl abordezi. Of. Vor trebui să treacă mulți ani, va trebui să se întâmple multe lucruri extraordinare în această țară, pentru ca în zona aceasta academică, a mai fost și cazul domnului Manc, lucrurile să devină cât se poate de bine puse la punct. Vedeți dumneavoastră, în știință este extrem de importantă încrederea. Eu trebuie să am încredere că omul de știință cu tare a procedat corect, că a desfășurat, intrăm în zona științelor mai tari, să le zicem așa, a desfășurat corect experimentele pe care le enunță în lucrare. Rezultatele nu le-a manipulat, nu le-a modificat, nu a inventat rezultate care nu există. Este important ca într-o lucrare științifică citările să fie corecte, trimiterile să fie corecte către surse și așa mai departe. Și, repet, asta din cauza că știința se bazează foarte mult pe încredere. Oamenii de știință au încredere unii între alții, până la proba contrarie. În știință, încrederea se dobândește pe măsură ce publici mai multe lucrări, dar să știți că se pierde extrem de ușor. Revenind la ce am spus mai devreme, eu cred că, în ceea ce privește plagiatul, eu cred că dacă s-ar face o analiză riguroasă pe lucrările de doctorat publicate în ultimele două decenii, am avea surprize fantastice. Poate că nici n-ar fi bine să mai încercăm asemenea tentativă, pentru că... Dar haideți să nu fim noi prea pesimiști într-o emisiune sceptică de altfel. Oricum, este nevoie. Este nevoie ca în știința românească să se întâmple ceva. Rigoarea să revină în știința românească. Mai sunt și alte aspecte despre care am vorbit doar așa în fugă. Cândva, cumva, ce ziceți, îmi scriu o lucrare științifică și o public în revista al cărui șef, al comitetului editorial, al căreia sunt eu șef, într-o revistă a mea, înființată de mine. Și pe urmă, ia uite ce mare descoperire că a fost publicată în, uite ce mare revistă se întâmplă. Dar sunt convins că pe măsură ce tinerii care acum își desfășoară activitatea în diferite colțuri ale lumii, în zone în care moralitatea academică, în care deontologia academică este bine pusă la punct, pe măsură ce acești oameni se vor întoarce în România, cred că lucrurile încet, încet vor începe să se rezolve. Până una alta, noi vom avea nevoie clar de evaluatori ai cercetării și lucrărilor de știință din România, din afara acestei țări. Pentru că e un soi de cancer. Se vor supăra mulți pe mine. Vă rog, convingeți-mă că nu am dreptate.
Acum, haideți să ne întoarcem. Gata, ieșim din zona academică. Nu vreau, sunt subiecte, să nu uităm, suntem la sfârșit de săptămână, trebuie să ne relaxăm, trebuie să ne simțim bine. Dragii mei prieteni, deci n-am avut net, așa că am revăzut niște înregistrări pe care le aveam deja în calculatorul meu. Și am descoperit, am redescoperit, n-am dat la momentul respectiv atenție subiectului, l-am regăsit pe un nene, acela care, uite așa face, se concentrează asupra unui gigel care e la mii de kilometri de departare și îl vindecă la mii de kilometri de departare. Sau, cu o ansă, face așa cu ansa, șup, știe ce balai. O să vedeți acum în secvența următoare care e problema cu bolile astea. Și să vedeți dumneavoastră ce înseamnă să, cum să vă zic eu, pentru că pseudo, mă rog, domnii aceștia sunt din când în când mai le ajunge pe la ureche câte ceva din lucrurile care se întâmplă în știință și găsesc în asta argumente pentru susținerile lor. Dar haideți să vedeți, vă spun, este cât se poate de instructiv. Am înțeles că bolile acestea sunt depistabile într-o primă fază, pur și simplu în sistemul energetic. Deci o boală care deja, exact, ea ne vizează întâi în jurul nostru la nivel energetic, probabil suntem puțin monitorizați o vreme să se vadă dacă insistăm sau nu în acea greșeală și dacă după aceea ea se cuibărește, se instalează definitiv sau temporar, mă rog, la un anume organ. Deci, dacă puteți puțin să ne explicați care este această corespondență, greșeală, boală, când, cum, deci, care este perioada aceasta în care nouă totuși ni se permite să ne corectăm astfel încât ea să nu devină concretă. Un cercetător japonez a arătat că noi folosim 5% din genele noastre. Restul sunt inactive. Deci puterea noastră psihică poate să activeze anumite gene sau să le dezactiveze pe altele. Se spune la un moment dat că cineva are o afecțiune care a venit de la părinți, e genetică. Ori această afecțiune e genetică, de ce? Pentru că noi gândim și trăim la fel cum au gândit și au trăit părinții, exact, în aceleași condiții. Nu că ei ar fi de vină. Nu. Deci noi creăm condițiile bolii, trecând prin aceleași faze, prin care aceleași care greșe. Da. Exact. He? De așa că este. Frumos, omul știa ceva. Bine, a început aia cu întâi corpul energetic, mă rog, năzbătile obișnuite pe care orice personaj de această talie o susține. Corpul energetic, nu, care se bolnăvește, pe urmă, el, corpul energetic îl vindecă și se vindecă mai departe corpul material, care e un corp așa, de mai proastă factură, e din materie, ori ăla energetic e chiar ne supraviețuiește nouă. Bun, a făcut o afirmație. Un cercetător japonez a descoperit că numai 5% din gene... Nu e un cercetător japonez, nici nu a dat numele. Nu, e rezultatul unui șir mai mare de cercetări din momentul în care a fost decriptat întreg genomul uman. S-a constatat că cu aproximație 80% din ADN-ul nostru nu codifică nimic. Nu corespunde nici unei acțiuni pe care, mă rog, ADN-ul ar trebui să o comande. El trebuie să spună, un cercetător japonez trebuie să aducă știința în sprijinul propriilor sale afirmații. ADN-ul acela se numește ADN non-codant sau junk DNA, ADN gunoi. De fapt, cercetări ulterioare și dacă vă uitați pe literatură, veți găsi extrem de multe informații în această zonă, pentru că este o zonă extrem de efervescentă, cea a acestui ADN care nu codează. Veți găsi multe lucruri interesante. În această zonă se găsesc elemente care ajută la corectarea eventualelor erori care apar în replicarea ADN-ului și așa mai departe. Ați remarcat, există și o influență psihică cumva asupra genelor, spunea nenea mai devreme, și de bolile congenitale e de vină mediul. Bine, acum știți că din cauza unor probleme congenitale se întâmplă maladii transmise genetic, hemofilia, de exemplu, care se transmite la băieți, nu? Bine, care e problema de mediu care provoacă hemofilia? Omul are chiar din clipa în care se naște. Sau mai știu eu ce malformații, care sunt cumva moștenite genetic.
Dar nu e așa, important este enunțul, nu dovada, cum se întâmplă cel mai adesea prin zona aceasta pseudomedicinei. Dar să vedeți, mai dragi prieteni mei, ce se mai întâmplă. Dacă vreți să vă răzbunați, energie negativă vă afectează ficatul. Haideți să-l ascultăm. Ce considerați noastră că perturbă cel mai rău organism? Totul se raportează la influența unei frecvențe energetice asupra alteia. Dacă eu mă supăr, să zicem, dacă eu sunt, vreau să mă răzbun pe cineva, răzbunarea este de fapt o frecvență energetică ce face rău ficatului. Dacă eu sunt supărat pe mine și sunt nemulțumit de mine, energia, frecvența energiei supărării acesteia face rău sau tulbură frecvența de funcționare a rinichilor. Înțelegeți? Deci fiecare supărare e de alt gen și funcționează în corp acționând în altă parte, în alt organ. Și de la ce nivel ea practic se poate transforma într-o boală concretă? Se poate transforma o răzbunare, să luăm cazul răzbunării. Cineva este răzbunător. Sunt multe persoane răzbunătoare, dar la nivele diferite. Unii se răzbună pur și simplu printr-o vorbă spusă mai apăsat, alții se răzbună printr-o faptă, dar unii se răzbună făcând foarte mult rău. Și probabil că și bolile sunt diferite. Sigur. Pentru, adică afectează ficatul, dar probabil într-un mod diferit. Da. Ce se întâmplă? Contează foarte mult puterea gândului. Deci eu dacă mă gândesc să mă răzbun pe cineva un minut și am uitat, acel cineva primește informația de la mine prin sugestie că vreau să mă răzbun și să-l văd cu o anumită afecțiune pe care mă gândesc eu să o aibă, dar este un gând foarte firat care nu are influență prea mare asupra subconștientului. Ați înțeles? Dacă doar un minut mă gândesc la răzbunare, ficatul meu va fi mai puțin afectat. Da. Și ca aia cu rinichiul. Dacă n-am încredere în mine, nu e așa, rinichi. Am probleme cu rinichiul. Ce să mai zic? Pe mine, în continuare, mă fascinează faptul că cineva poate să discute serios despre un asemenea subiect, despre asemenea năzbâte. De altfel, tânăra domnișoară, care nu așa, e de bine pe ecran, arată foarte drăguț, e specializată în genul acesta de emisiuni, probabil că s-a antrenat și nu mai râde. Sau chiar crede și ea în năzbâtile astea, crede ăștia doi în năzbâtile astea. Oricum le prinde bine faptul că ei cred în asemenea năzbâtii, pentru că în acest fel sunt convinși diferiți oameni care și-au întărit prea puțin sau partea rațională a gândirii e prea puțin dezvoltată, asemenea oameni sunt dispuși să cheltuiască sume importante de bani pentru vindecări din acestea miraculoase prin care sunt reglate frecvențele energetice, astfel încât ele să fie benefice. Se obțin vindecări de-a dreptul miraculoase. Mai aveam niște citate din domnul pe care l-ați văzut. Rezolvase probleme și cu rinichii și el. L-a reglat frecvențele la rinichi până n-a mai putut. La un moment dat trebuia să primească cineva un transplant, dar nu era compatibil cu propriul său tată și nu putea să ia rinic de la tată. Ei bine, a venit ăsta, a făcut niște vibrații energetice noi pământe și a devenit compatibil rinichiul respectiv. Mă rog, atunci când lucrurile le spui prin vorbe, poți spune absolut orice. Dar știți cum este. Noi ăștia care suntem puțin mai rațional, avem nevoie și de dovezi. În pseudoștiință, dovezile sunt mai degrabă un balast, ceva care trebuie aruncat neapărat peste bord pentru ca afirmațiile noastre să plutească așa, prin lume. Eu trebuie să închei aici scurta mea emisiune, dar vă dau întâlnire săptămâna viitoare, în același loc și la aceeași oră, al dumneavoastră, Cristian Roman.